Păun, superioritate acolo în flanc, apare Deac, Deac centrează, lovitură de cap și gol! Sigur Ionson! Superioritate pe flancul drept al atacului CFR-ului, centrarea lui Deac perfectă, totul a plecat de la acea fază fixă bătută de același Deac. Ondan pe nicăieri, ar fi trebuit să fie acolo să ajute Păun. Deac sprintează în flancul opus. Bună pasa lui Păun. Deac singur cu portarul. Deac este 2-0. CFR-ul rezolvă meciul. 2-0, minutul 89. Excelentă pasa lui Adi Păun. A șasea în 8 deplasări pentru CFR.